În condiții normale, alături de mine ar fi trebuit să întregească și stafeta mixtă colegul meu, Alex Nedelcu. Din păcate, el nu poate fi aici pe canapea, întrucât are un deces în familie. Îi transmitem și noi condoleanțe și sper ca săptămâna viitoare Alex să revină aici la Wowbiz, la ștafeta mixtă, liniștit și să treacă cu bine peste aceste momente grele din viața lui. Eu astăzi însă voi avea o ștafetă incendiară alături de mine. Sunt două persoane vulcanice, două persoane asumate, două persoane care au făcut istorie în show-ul Survivor România. Sunt sigură că abia așteptați să le revedeți și să le puneți foarte multe întrebări aici la noi, la Wowbiz. Nici nu aș putea să-i mai descriu într-un fel sau altul, pentru că sunt sigură că în emisiunea de astăzi va fi foarte multă energie. Alături de mine, repet, astăzi Simona Hapciuc și Alin Sălăgean, o faimoasă și un războinic de nota 10, amândoi. Bună seara, mă bucur că sunteți aici într-o combinație inedită. Te salut, mulțumesc pentru invitație, mă bucur din tot sufletul să te revăd și vreau să le spun la început de emisiune tuturor telespectatorilor că eu stau între două femei atât de încântătoare pentru că a fost dorința voastră. Eu ca bărbat nu m-am simțit bine ca Simona să stea spre exterior, dar a fost și dorința ei și dorința ta și așadar eu m-am mulat pe doleanțele voastre și de aceea să voiam... Să te băgăm la mijloc. Da, să mă băgați la mijloc, nu că nu mi-ar face plăcere acest lucru, să rămână. Am vrut să punctez acest lucru pentru că este important pentru mine. E foarte important, sunt sigură că te vei descurca. Chiar dacă o ai pe Simona în partea aceea dreaptă, ați avut niște conflicte în competiție, dar acum lucrurile se văd altfel din exterior. Hai, ce faci? Vii, Alin, mai spre mine? Alin așa, încet, încet pleacă de lângă mine. Nu. Îți e frică de Simona? Adevărul că este prima dată prima când vin la voi și am emoții. Deci eu nu prea am emoții, dar când o văd pe Simona în dreapta, mă flatează în primul rând frumusețea ei. Nu știu, m-a flatat de acolo, din Republica Dominicană. Cu totul că eu sunt îndrăgostit de Alexandra San și de toată lumea o iubesc pe Alexandra San. Da, bine, iubesc meseria ei și ceea ce face în viața artistică. Și da, de data asta chiar am emoții. Știm că am aflat de cât? De 15 minute că voi fi împreună cu Simona. Da, eu am vrut să-ți fac o surpriză, bineînțeles, da, că te-am chemat de la Cluj să fii față în față cu Simona. Dacă atunci când ați fost în competiție ați avut multe să vă spuneți la un moment dat, trebuie să veniți și aici să rezolvați unele lucruri pe care poate acolo în competiție le-ați lăsat așa. Da, bună seara, bine v-am găsit, eu mă bucur extrem de mult că sunt lângă Alin. Chiar îmi doream să ajung într-o emisiune cu Alin. De asemenea, nu știu dacă cred că ți-am și spus că de-abia aștept să ajung la Cluj, să ieșim să mâncăm împreună. Alin m-a și invitat la el. De-abia aștept să o cunosc pe Didina, faimoasa Didina. Și ce pot să spun, lucrurile între noi au evoluat destul de frumos, într-adevăr. Am avut la început așa niște conflicte, au fost, cred că, mai mult niște neînțelegeri. Nu? Exact. Dar de la ce au pornit neînțelegerile acestea? Pentru... Păi primul conflict, prima neînțelegere a fost așa o prostie, aș putea o cataloga. Nici nu a fost cumva între noi doi, a pornit cumva de la Andreea, nu? Dacă mi-aduc bine aminte, da. Eu eram foarte supărată că Andreea la un moment dat a spus că s-ar fi rănit în timpul unui joc. Joc în care și eu am intrat cu o zgârietură la umăr și cu capul spart și ea a refuzat să mai continue jocul pe motiv că s-ar fi lovit la fel la umăr. Și de acolo a escaladat, Alin spunându-mi că sunt acră. Crudă. Da. Tu ai sărit ca ars atunci. Da, ideea care a fost, adică noi după ce am ajuns de la Survivor, la mine au venit războinicii, cum bine știe multă lume, dar după acea întâlnire a venit Marilena singură împreună cu iubitul ei. Doar ea singură cu iubitul, după acea întâlnire pe care am făcut-o cu toți. Și la un moment dat îmi spune, vorbesc cu Simona. Și zic, cu Simona? Zic, te rog frumos, introduce-mă și pe mine cumva în discuție,
că vreau să-mi cer încă o dată iertare față de acea ieșire pe care am avut-o la Survivor. Zice, bine, ce? Și mi-a adus Marilena un cocos. Ananas. Așa, ananas. Și am făcut un Insta Story. Marilena spunea în Insta Story că are o surpriză pentru Simo. Bine, surpriză eram eu. Și încă o dată mi-am cerut scuze și de acolo lucrurile au devenit tot mai bune. Noi am mai vorbit pe Instagram și încercăm să ne ajutăm reciproc cu absolut cu tot ceea ce putem. Referitor la incidentul din Republica Dominicană, într-adevăr, pe acel traseu Simona era accidentată, adică ea este, eu nu i-aș spune, nu că nu este faimoasă, dar este o războinică. Pentru mine ea întotdeauna a fost o războinică, pentru că a avut sufletul acela de războinic, rupea totul, adică despre ce vorbim. Eu spuneam că dacă ar fi să concurez cu ea pe forță, m-ar fi învins, cu siguranță, și nu am fost ironic, i-am spus și în Consiliul de Imunitate că nu sunt ironic. Dacă ar fi fost pe forță, m-ar fi bătut. Și atunci, în momentul în care Andreea s-a accidentat, ea intrând accidentată pe traseu și crezând că nu are nimic, bine, s-a dovedit că nu a avut neapărat nimic atunci, a căzut roata cea mare. Și eu am fost singurul care a rămas la bancă și toți au mers spre Andreea. Și atunci Simona, în acea energie a jocului să câștige, da? Spunea că se preface Andreea. Și atunci am izbucnit puțin, dar... După, ce puțin, da. Stai puțin că avem și o serie de imagini de acolo din competiție, ca apoi să și discutăm mai mult pe marginea lor, să-și aducă oamenii aminte ce s-a întâmplat în Republica Dominicană. Hai să le vedem și revenim. Echipa războinicelor, Andreea și Melina. Este o suprafață liniară unde trebuie să împingă. Întâmpină mici greutăți echipa războinicelor, împing și trec mai departe. La fel și Elena și Amna. Roata trebuie bine poziționată pe șgheabul mobil, se dezechilibrează acolo roata, pe Elena împinge. Melina și Andreea sunt în fața ultimei rampe pentru a depune roata. Roata cade pe partea Andreei. Nu-i nimic. Hai, Xena! Okay. Eu am avut o fisurată sau ruptă sau ceva de genul, dar e okay. E ok, mi-a căzut așa un pic. Hai că oricum era, n-am nimic. Reluăm de aici? Aia e cea mai rea dintre toate. E fără suflet. E cea mai cutră dintre toate. Aia, Hapciuca.
Vezi, vezi că dacă îți dau un capac... E cea mai cutră dintre toate. Eu nu sunt crudă, eu sunt corectă. Am capul spart. E cea mai cutră dintre toate, nu mă atinge. Am capul spart. Bărbatule, am capul spart, dar nu m-am oprit. Uite-te la umărul meu, dar nu m-am oprit. Și bărbat, bate-te cu mine, vrei să ne batem mâine dacă... Eu sunt o luptătoare. Eu sunt o luptătoare, eu nu mă opresc. Bărbatule. Sunt niște ăștia de-a tras. Cea mai cutră dintre toate. Nu știu ce are. Nu, calmează-te! Dar nu poți să-mi spună mie că sunt crudă, nu sunt crudă, sunt corectă. Nu mai poți să spun. Fata noastră era jos și spuneai să continuăm. A era jos, suferea. Nu, dar și ele. E adevărat, și ele s-au lovit. Are foarte mare dreptate. Are foarte mare dreptate. Da, adică mergem să... Uneori, bă, dar am înțeles, dar nu e ce... Hai, mă, mai dă una aceea! Hai, și! Hai! Moare ce filan mai pomodor mâine. Competiție, bă, le vedeți acum cu alți ochi. Ce s-a întâmplat acolo? Îi dădeai un capac lui Alin? Deci nu pot să cred că am zis Alin, iartă-mă. Hai, mă. Iartă-mă. Deci ideea care e? Hai, măi, chiar nu-i dai un capac? Uite aia deci acum. Deci nu cred că i-am zis dacă îți dau un capac. Bă, deci eu am momente când... Eu încerc atât de mult să nu mă enervez, pentru că în momentul în care mă enervez și în viața de zi cu zi, lumea nu înțelege. Eu uit, eu nu mai conștientizez ce fac. Eu sunt atât de colerică și atât de vulcanică și eu fac atât de mult terapie și muncesc atât de mult cu mine să fiu liniștită. Și acolo mereu am zis că la Survivor am scos tot ce era mai rău din mine. Deci tot ce era mai rău am lăsat. am luat cu mine, nu știu ce s-a întâmplat. Într-adevăr, uite, de pe canapea s-a văzut altfel cum a căzut acea roată pe Andreea. În continuare nu cred că ar fi trebuit să se oprească. Eu mă gândeam acasă cum se vor derula imaginile, mai ales că Jador spunea că eu m-am pus cap în cap cu Simona, adică ca și cum aș fi sărit la o domnișoară, la o femeie. Și mă gândeam, zic, băi Dumnezeule, dacă imaginile vor fi exact așa, cum că am atins-o măcar din greșeală cu capul pe Simona sau cum era, îmi făceam deja gânduri rele. După ce s-a terminat acel traseu sportiv, eu mi-am cerut scuze și public față de Simona și dacă ți-aduci aminte, Simona, ne duceam spre, după ce s-a terminat jocul și am zis, Simona, iartă-mă încă o dată, dacă o să-mi accept scuzele până la sfârșit, cu atât mai bine, dacă nu, eu îmi cer iertare. Doamne, și-a cerut scuze de, nu știu, cred că de vreo 4-5 ori în competiție, cât am apucat noi să stăm acolo și a tot cerut scuze Alin. Da, pentru că până la bancă la tine lucrurile s-au înțeles greșit cumva. Tu ai zis că aia e cea mai crudă de la ei, dacă ar fi să te citesc. Așa, iar până la tine a ajuns altceva. Și era normal să vă enervați, mai ales că și eu am fost recent în Republica Dominicană și am văzut cum se pot încinge spiritele de pe bancă și ce tensiune este acolo, altfel decât vedem noi la televizor. Eu am o problemă foarte serioasă, aș putea să-i spun. Trăiesc cu impresia că toată lumea ar trebui să fie ca mine, că dacă eu fac, alții de ce nu fac? Dar eu dacă pot, alții de ce nu pot? Dar eu dacă mă duc și... nu știu, cu piciorul rupt pe traseu, altul de ce nu se duce? Și eu trebuie să mai lucrez și să conștientizez că nu toată lumea e ca mine. Adică te referi la ce s-a întâmplat cu Andreea. Da, adică umărul ei suferise doar puțin din punctul tău de vedere, ar fi trebuit să continue cursa, nu să se oprească acolo. Da, pentru că eu am zis, la mine asta era problema. Păi dacă eu cu umărul zgâriaș și cu capul spart am continuat și am mers până la capăt, păi ea de ce nu? Cum adică să te oprești în mijlocul traseului că ți-a căzut roata pe umeri? O, ridici și pleci.
Da, bine, ea poate atunci s-a și speriat și îți dai seama că nu e chiar atât de ușor să-ți vină acea roată pe tine. Înainte să mai discutăm pe marginea acestui subiect, vreau să-i rog pe cei de acasă să intre chiar acum pe site-ul nostru wowbiz.ro, pentru că ei pot urmări și acolo acest live. În curând, live-urile noastre vor fi urmărite doar pe site-ul wowbiz.ro, așa că vă sfătuim de acum înainte să mutați cât mai repede de aici, de pe Facebook, pe wowbiz.ro, și promit că și de pe acolo, și de acolo să vă citesc toate mesajele dumneavoastră și am să le pun invitaților întrebările pe care dumneavoastră îi le adresați. În seara în care s-a terminat conflictul și ați plecat fiecare în taberele lor, tu te-ai certat și cu Jador, te-ai mai certat și cu alte persoane din tabăra faimoșilor. Cum te-ai simțit? Te-ai tot gândit la ce s-a întâmplat, Ali? Da, eu m-am gândit și acum nu că aș vrea să scot ce e pozitiv din lucrul acesta, dar când am plecat de acasă și tot o aduc în discuție pe Didina, dar mi-a spus doar două lucruri să am grijă. Să nu cumva să mă leg de o femeie. Deci asta mi-a zis Diana. Asta ți-a spus soția deci, ta, da? Da, să nu cumva, orice îmi face să nu reacționez. Pentru că ea mă știe, de 11 ani știe că așa o țin pe palme, n-am jignit-o cu nimic și poate să confirme acest lucru și toate gagicile mele din trecut. Orice s-ar putea spune despre ei, doar că nu sunt legat în relații. Și al doilea lucru, bineînțeles, de rasism, dar acolo eu n-am avut niciodată probleme, pentru că știm că aceste lucruri se escaladează foarte mult. Eu am prieteni de toate naționalitățile, de toate genurile și când am făcut acea greșeală cu Simona, am zis, nu e voie pentru că nu... Nu sunt eu Ali. Da, nu sunt eu Ali. Nu sunt eu Ali. Și 3-4 zile... Dar cum percepeai pe... Și vreau să conchid, 3-4 zile nici măcar nu am avut curajul să o privesc în ochi. Nu știu, am evitat-o. Mi-era rușine pur și simplu de ea. Te rog, iartă-mă, Cornelia. Asta voiam să te mai întreb. Cum ai perceput-o pe Simona în competiție? Din tabăra războinicilor. De la bun început, eu o vedeam acolo, sus de tot, adică un potențial câștigător. Da. Pentru o sportivă care te putea bătea și pe tine. Bineînțeles. Războinică până la capăt, eu așa o cataloghez și în acest moment, războinică până la capăt și dacă i se rupea ligamentul, pentru că mult timp a avut și fașă pe picior, ea mergea până la capăt cu aceste lucruri. Și nu ai cum să nu respecti, indiferent de litigiile pe care le-am avut atunci, o astfel de persoană, mai ales că este o domnișoară. Despre ce vorbim? Este o femeie. Adică este mai bărbat ca alți bărbați, să spun așa, da? În sensul bun al cuvântului, Simona, să nu mă înțelegi greșit, din perspectiva luptei. A... Femeie e foarte frumoasă, dar știu ce vrei să spui. Asta știm cu toții. Tu cum îl vedeai pe Alin? Te enerva? Da, măi, mă enerva. Deci... Mă rău câteodată, mă ales că... Nu știu ce te vede. Eu nu sunt un om al strategiilor, sunt atât de, nu știu, atât de pe drumul drept și pe... Și acum, din afară, înțeleg strategia când tu îl luai pe Moro la... Dar când eram acolo și îl vedeam că îl ia pe Moro... La traseele de viteză, unde Moro n-ar fi putut face față. Da, știi? Și, da. Și ce ziceai? Mamă, iar l-a luat pe Moro. Ce mă enervează, Alina asta. Și eu, după Albert, pe care îl susțin în continuare și pe care îl văd câștigător, pe Alin îl consideram cel mai bun din echipa lor, iar dintre fete pe Mari și pe Rox. Și eu mereu aveam chestia asta. Păi da, mă, eu iau pe Mari, care e cea mai bună și de multe ori și pierd în fața ei și ia uite pe ceilalți, merg pe strategii și iarăși acea problema mea, că de ce lumea nu face cum fac și eu? Da. Măi, dar voi de ce nu făceați strategii în tabăra faimoșilor? Cine pentru că nu punea se putea să stați așa? Aveam, adică... Erau prea multe orgolii și noi nu puteam efectiv să ne înțelegem. Noi nu ne ascultam. La noi nu exista ascultare între concurenți. Ei erau altfel. Ei erau mai, nu știu, într-adevăr, la ei se formase o mică familie. Erau... Se ascultau, se înțelegeau altfel. De multe ori și noi ziceam de pe banca noastră, ia uitați-vă mă la ei cum se înțeleg noi, de ce nu putem așa? Dar și chiar nu puteam, nu, la noi nu exista. Nu se pare că nici acum nu prea se înțeleg foarte bine faimoșii. Am văzut o serie de evenimente care s-au petrecut săptămâna trecută
între Sebastian, despre care tu ai tot vorbit în emisiuni, Zani și Ștefan de cealaltă parte. Știu că te uiți în continuare la Survivor. Ce părere ai? De ce nu se sting acele conflicte în tabăra faimoșilor? De ce se sare și la bătaie acum? Încep să fie foarte multe conflicte. Nu, eu nu mă Sebastian mă este mai vocal. Vreau să vedem imaginile pentru cei de imaginile acasă, pentru cei care urmăresc show-ul Survivor România, dar și pentru invitații noștri, și apoi să comentăm pe marginea lor. N-are cum, Cosmin. Trebuie să joace. Bă, chiar așa ne dă rău ne evitați, mă? Nu cred. Bă, dar chiar așa dă rău ne evitați, mă? Stai, mă, că n-am știut câți au ales. Și voi ne faceți che? Nu ne alegeți niciodată. Bă, Ștefan. Am înțeles, ne fac ăștia doi che, ne faceți și voi? Bă, Ștefan, e gata. Da, mă, că vă ceam stați de jos cu mine. Stați acolo. E liniștit acolo. El e în tribune, pe șanțuri. Ce cheie să facem noi doi, mă? Ai grijă ce vorbești, mă, frățioare. Vedeți-vă de traseu. Păi tu vezi de traseu. Îmi văd. Vezi. Nu văd, ești cam agitat. Ai potolit acolo, că stai bine. Te agiți rău de tot. Ai potolit acolo, că stai frică, bine. Te frică, nu? Ăsta de când a venit ne acuză în competiția asta de chei și blator, mă. N-are mă treabă, băiatul ăsta. Păi dacă eu zic că ești al doilea și ești ăsta, ce vezi? Și ce mă mai împliși pe mine, bă, și de ce comentezi tu? Păi dacă de ce spui de mine tu? Și de el. Dacă a zis că ești al doilea și ești ăsta, de ce comentezi tu? Cine ai, mă? Ștefan. Cine a comentat? Cine a comentat, mă? Păi a comentat că ai spus că facem noi doi chei. Ce chei ți-am făcut eu? Păi chei? Și ce? E prima dată? Ce chei ți-am făcut? Vedeți-vă de treaba voastră! Hai, gata! Mamă! Suntem la joc! Eu cred că ești bine rog. De ce ești mă așa, turment? Gata! Ce gata, mă, zici că e șeful nostru să stăm în front, în fața ta, drept? Dacă nu te bagi în seamă, nu gata! Cum nu mă bagi în seamă, mă, dacă ai pronunțat numele meu și al ăsta mai înainte? Unde m-am pronunțat? Amândoi, ne-ai arătat cu degetul. Și v-am pronunțat numele? Ne-ai arătat cu degetul. A, e bine că v-am arătat cu degetul. E bine? Da, gata, bă, Ștefane, termină odată, că suntem la joc. Părerea mea că ești vai de capul tău. Ești pe bune, ești mort. Ești mort, nu vai de capul tău. Ești terminat, ești cel mai terminat om pe care l-am văzut în viața mea, ca să știi. Așa disperat și terminat și acuz în continuu de când a intrat în competiția asta pe mine și pe Zani de blaturi. Voi faceți cele mai urâte lucruri pe aici, sunteți nebun la cap. Dați vina pe aici. Mai periculos. Ce put în gură? De ce vorbești, mă, urât? Eu te iubesc pe tine, te iubesc foarte. Ești cel mai sincer om. Da, bine ți-a făcut Zani azi. Ești puțin vai de capul bine tău. Bine ți-a făcut da, Andrei, nu? Hai, gata! Și dacă mai pierdem ce am? Am venit aici să ne doare pierdem. Pe mine? Banii pe alții doar dacă pierdem. Și ce zic? Da, mă, dacă pierd un punct, nu poți să fii să spui că fac manevre, că am pierdut un punct. Lasă-mă să fii manevrele. La aplauz. Hai, să nu ne-ai nevoie. Mă referi că pierzi punctul și ai făcut manevră, mă referi la altceva. Tu l-ai spus, Ștefan. Și știi foarte bine la ce mă referi. Hai, hai, mă, Andrei. Forța, faimoșii! Forța, culiță! Țipul la noi ca și cum mai avea puțin și mă băga sub baraca asta, sub banca asta, cum zic. Din nou, zic, iau de la capăt, că mereu a faceți așa. Vorbiți când plec, zi, mă. Ce ai de zis? Exact ce ți-am spus, mă. N-am auzit că am plecat, eu am plecat. Ai făcut același lucru ca Zani la jocul pentru insulă. Nu a venit nimeni să țipe halul ăsta la tine. Ce-am făcut același lucru? A ieșit înaintea mea să alegi. Îți aduce aminte? Băi, stai puțin, ce? Eu n-am înțeles o chestie. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, nu pot să spui că nu s-a înțeles. Serios? Da, da, foarte serios. Vorbește cu Zani, poate n-a înțeles. Băi, lăsați-mă vrăjeala asta o ipocriților, ce aveți? Sunteți nebun la seara. Votoriți-vă pilările astea, că n-am da, pe nevoie spate. Mi-au luat alții înaintea voastră, sunteți nebun la cap. Penele de pe spate mi-au luat alții înaintea voastră, papagalilor. Da, ți-am zis că ești... Băi, ești... Zrău, papagal. Ca tine nu sunt. De asta n-ai jucat nicăieri. Eu cred că tu vrei, mâncați-ași gurița ta. Eu cred că tu vrei să plec acasă cu tine, ești nebun. Deci tu, eu cred că Ștefan, tu vrei să plec acasă cu tine. Acum să la Ștefan, te rog, te rog, Ștefan, te rog, Ștefan, te rog. Ștefan, vrei să plec acasă cu tine? Ce faci, mă, tu? Ștefan, dai ce să bați pe cineva, ce faci, vrei mă, tu? Vrei să plec acasă cu tine? Băi, pe ce faci, mă, tu? Tu ce vrei, mă? Tu ce faci? A sări la gât, bă, ce gata, faci, mă, te faci? Ieși, mă, de aici, de fraier. Stai, p***, pleacă acasă cu mine. Pleacă acasă cu mine. Băi, Zani, băi, potolește, pleacă acasă. Băieți! Zani, potolește, te rog eu mult. Vezi că m-am săturat de băi. Zani, băieți, ne liniștim.
Ați văzut ce se întâmplă în tabăra faimoșilor? Cum ți se pare, Simona? Sunt acuse de blat acolo, de faptul că unii n-ar dori să joace așa cum trebuie anumite meciuri de imunitate pentru a fi eliminări. Îi dau foarte mare dreptate lui Ștefan. Aceste blaturi cu hai să pierdem ca să scoatem din echipa noastră au existat de la început. De când eram eu acolo. Hai să pierdem, să dăm pe aia afară, hai să pierdem, să dăm pe ăla, hai să... Și, din păcate, au fost persoane din lumea sportului care și-au călcat pe principiile de sportiv și au pierdut intenționat doar pentru a ajunge echipa... Ai un exemplu? Ana, știu că a făcut asta odată. Mie, Ana mi s-a părut o sportivă foarte echilibrată și noi, cei din fața televizorului, nu am văzut asta. Dar, lumea din fața televizorului, în momentul în care gândește, în momentul în care vorbește, nu se gândește la faptul că de acasă nu se știe totul. Dar pe cine doreați să eliminați din echipa voastră pentru a rămâne doar anumiți concurenți și să faceți astfel de jocuri? S-a dorit o afirmație. S-a dorit gravă. Eliminarea Roxanei Nemes și încă după câteva ediții. Roxana a fost la 7 nominalizări. Cine a dorit eliminarea ei? Păi, o dorea în mod special Zani, Culiță și Ana. Ana i-a și zis Roxanei când o va vota, că o va vota. Când a votat-o, că o va vota. S-a dorit eliminarea Alexandrei Stan. Bine, Alexandra ajunsese în situația în care vrea și ea să plece acasă. S-a dorit eliminarea mea. Măi, dar nu știu, în mod normal la trebuie să rămână cât mai mulți cu echipier. Nu trebuie despre, scoși se vorbea din despre eliminarea lui Moroșanu. Adică în momentul în care am fost eliminată eu, băi, toată lumea voia să-l voteze pe Moroșanu. Ei, a fost în primul consiliu a fost votată Roxana și apoi când am fost votată eu, ceilalți doreau să-l voteze pe Moroșanu, ca să iasă Roxana. Și atunci era după jocul de nămol. Și când s-a intrat în apă să ne spălăm de nămol așa, au intrat Cosmin, Zani, Sebi și Culiță. Și Cosmin cu Zani și cu Sebi vorbeau despre, haide să-l votăm pe Moroșanu, să se intre cu Roxana, să iasă Roxana. Și atunci Culiță, eu eram în spate, ei nu m-au văzut. Vorbind, nu m-au văzut. Culiță a zis în felul următor, băi, nu-l votăm pe Moro, că dacă-l votăm pe Moro, el are foarte mare susținere de acasă și ne luăm noi mult hate. Hai să votăm pe Simona, că pe asta nu știe nici dracu. Așa s-a exprimat Culiță? Fix așa s-a exprimat Culiță. Lumea asta, eu de adică mie Culiță, da, și nu numai Culiță mie, pare, dar el doar mi pare. Se pare un om foarte echilibrat. Pare, practic, cel mai echilibrat om este din tabăra faimoșilor. Este cel mai parșiv. Eu am spus chestia asta în toate emisiunile în care am fost. Am spus chestia asta pe story-uri, am avut discuții cu surorile lui, cu ambele surorile lui. La un moment dat a existat un conflict și cu Iancu. Deci Culiță nu este omul care se arată la televizor, e foarte fals, foarte parșiv. Adică în momentul în care eu am și zis, băi, eu sunt actriță, eu am terminat actoria la Iași. Dar eu de la Culiță aș putea să iau lecții de actorie oricând. Adică în momentul în care se deschide camera și camera pe tine, tu să te schimbi așa instant, păi nici eu nu pot să fac asta. Dacă am fost nervoasă, tot rămân nervoasă și în fața camerei. Dacă înjuram în spatele ei, înjur și în fața, îmi termin înjurăturile și în fața camerei. Dar el nu, el se schimba instant. Și asta i-am zis, băi, și lumea a început să vadă. Deci, nu știu, de exemplu, după ce a fost interviul lui Jador cu Roxana, în care și Jador, prietenul lui, a recunoscut că, băi, cât a făcut Culiță la Survivor și cât a furat și cât... Numai noi știm ce s-a întâmplat acolo. Bine, lumea asta mi-a trimis, lumea mi-a trimis mesaje și îmi ceară scuze, că nu m-a crezut în ce fel este Culiță de fapt. Da, da, Eu sunt de părere că lucrurile sunt văzute altfel acolo de către voi și altfel de către oamenii de acasă. Noi, cei de acasă, l-am văzut pe Culiță, un om foarte serios, un om care a ținut întotdeauna cu echipa, un om care n-a ieșit în față la astfel de conflicte. Până acum, eu nu l-am văzut pe el înjurând sau participând la aceste jocuri de eliminare. Așa cum...
se vorbește, așa cum am văzut că există astfel de acuzații. Nu, cum, n-ai cum să spui așa ceva. Deci în echipa noastră a existat clar o alianță, pentru că uitându-te la episoade poți să vezi și alianța, acei oameni care votau mereu aceleași persoane, adică când unul vota o persoană, ceilalți votau cealaltă persoană după ei. Mă, la fel, da, la fel, la fel, este normal să existe alianțe, păi, într-o astfel de competiție. Nu poți să spui Culiță că nu a fost angrenat în astfel nu, de... Nu, noi cei de acasă nu am văzut la televizor scandaluri foarte mari în care Culiță să fie implicat. Am văzut acea discuție pe care a avut-o într-un consiliu cu Jador. O discuție pe care a avut-o pe față. Adică n-a încercat... să-i o spună în camp unde poate nu existau anumite camere. I-a spus atunci cu riscul de a, poate de a nu mai fi iubit de oamenii de acasă în condițiile în care Jador a avut un mare capital de public acolo în competiție. Așa a existat acel risc când el nu s-au certat. A fost așa o divergență între ei în consiliu în care s-au spus anumite lucruri din partea lui Culiță, e adevărat. Dar restul, până în acest moment, în competiție, nu s-a văzut acest lucru. Păi, vă zic eu că au fost cel puțin trei conflicte mari între mine și Culiță care la televizor nu s-au dat. Și normal că lumea nu poate să înțeleagă. Atunci tu ai putea să fii subiectivă acum? Sau normal că vezi lucrurile din punctul tău de vedere, Simona. Poate dacă Culiță ar fi aici la noi în studio, ar spune și varianta lui. Asta te întreb. Tu vezi normal lucrurile așa cum le-ai trăit acolo în camp? Da. Și există probabil și atunci când Culiță va veni aici, în momentul în care se va termina și pentru el și pentru toată lumea, Survivor va avea și el dreptul să spună da, bineînțeles, anumite lucruri. Mi se pare și corect. Până atunci eu spun doar ce s-a văzut din fața televizorului. Nu vreau să vorbesc lucruri pe care eu nu le-am trăit și nu le-am văzut acolo. Tu ai spus de la început că ai avut acele conflicte cu el, dar și cu Jador la un moment dat. Ei având niște afirmații la adresa ta de femeie cu un copil. Da. Și de acolo tu n-ai mai putut suporta anumite lucruri. Au fost și declarațiile pe care tu le-ai dat în sensul ăsta. Crezi că de acolo nu-l mai poți ierta pe Culiță? Dar nu este vorba... Sau să vezi lucrurile diferite. Eu acum, Culiță nu este implicat în scandalul pe care l-am văzut puțin mai devreme. Acolo erau implicați alții. Dar nu este vorba de iertare, că eu nu sunt Dumnezeu să iert oameni, eu nu sunt Iisus Hristos să iert oameni. Despre ce noi vorbim? Adică nici nu intră în discuție iertarea. Eu nu am nimic personal cu el. De exemplu, uite, și m-am încertat și cu Alin și sunt aici, mă înțeleg foarte bine cu el. Probabil te-ai împăcat și cu el dacă ar fi certat, aici. M-am certat și cu Jador, am avut discuții. Nu. Am mai spus și la Teo și ar fi singura persoană pe care nu aș mai agrea o să... Deci nu. L-am văzut deci foarte n-ai putea. Fals. L-am văzut foarte fals. N-ai putea chiar dacă m-am certat cu Alina, nu l-am văzut niciodată fals. Chiar dacă m-am certat cu Jador, nu l-am văzut niciodată fals. Chiar dacă m-am certat, nu știu, cu... am avut discuții cu Roxana, m-am certat cu Moro, nu am vorbit 10 zile, acum vorbesc cu Moro, nu am nicio problemă. Nu l-am văzut niciodată bine, fals. Tu ai fost foarte supărată pe toată lumea în momentul în care ai ieșit din competiție. Ai fost singura... Nu pe toată lumea, dar n-ai vrut să ții la revedere de la... Mi-am luat de la 4. De la toți. Asta voiam să spun. Nu ți-ai luat la revedere de la toți. Păi de ce să mă iau la revedere dacă ei mi-au greșit? De ce m-au votat? Pe ce sistem m-au votat? De ce m-au votat azi? Fiecare? Pe o strategie. Pentru că le-a zis Culiță să mă voteze. De asta m-au votat. De ce m-a votat Ana? De ce m-a votat Cosmin, care după aia a venit la mine și a încercat să-și ceară scuze? Ei n-au avut. De ce m-au votat? N-au avut un motiv să mă voteze. Nu m-a votat din punct de vedere sportiv, că eram foarte bună. Nu m-a votat. Și de ce că te-au votat? Păi, de ce m-au votat? Zi-mi tu de ce m-au votat. Păi eu nu știu de ce te-au votat. Că a fost o strategie. Adică e o strategie bună să elimini un concurent foarte bun din competiție? Ți-am și zis. Atunci, ce am văzut puțin mai devreme, are o logică. Trebuie să se elimine oamenii buni din echipa faimoșilor și să rămână alții? Deja în echipa sau să rămână cine se dorește dintr-o anumită alianță? Da, bineînțeles, asta s-a și întâmplat. Tu ce zici, Aline? Măi, din toată... În tabăra voastră cum era?
din tot acest dialog pe care l-a purtat, și o să fac o mică paranteză înainte. Și tu ai fost acolo și ai văzut anumite lucruri. Înainte să spun ce era la noi la Războinici, pe mine mă surprinde neplăcut un lucru pe care l-a spus Simo, că unii dintre concurenții din echipa Faimoșilor nu au jucat sportiv până la capăt, adică au pierdut intenționat. Pentru mine ăsta este cel mai grav lucru care ar putea să se întâmple la Survivor. Nu ai cum să pierzi și să-ți pierzi tu integritatea ta, și dacă ești sportiv și dacă nu ești sportiv, și să pierzi pentru că nu o suporți pe Simona. Nu, este pentru mine inacceptabil. Și dacă a făcut așa persoana respectivă, pentru mine a scăzut în ochii mei enorm. Mă bucur că a dat doar un exemplu de pe parte feminină și nu pe parte bărbătească, pentru că eu atunci îmi puneam semne de întrebare. Sunt mai bun decât, nu știu, Chitoșcă? Când am plecat aveam 5-1 pentru mine la scoruri. Sau era mai bun ca și Moro, dau un exemplu. Pentru că eu deja o să-mi pun semne de întrebare. Sau ei s-au lăsat bătuți de către mine? Da, exact. Spui semnele de întrebare dacă au pierdut intenționat pentru a elimina oameni din echipă? Da, și este regretabil acest lucru. Nu știu dacă efectiv s-a pierdut intenționat. Nu știu dacă sunt realități. Aș spune că s-a pierdut intenționat, dar nu s-a dat 100%. Adică au fost momente, da, au fost momente când în începerea jocului se spunea: hai, lasă că dacă pierdem n-are nimic, mai curățăm din echipă. Și n-a fost un joc la care s-a spus asta. Și n-a fost un joc. Bine, e adevărat, s-au existat și testimoniale în care mulți au vorbit pe marginea acestui subiect, nu mai există niciun secret. Și mai ales să noi spună eram că vericile acolo, slabe ar trebui eliminate. Cumva. Noi eram acolo și vedeam toate gesturile, și non-verbale, și privirile, și dacă trăgeai până la capăt, adică de acolo se vede mult mai bine dacă o persoană trage neapărat ca să câștige acel punct sau accelerația lui e undeva, sau a ei e undeva la mijloc. Acum, în echipa Războinicilor, din punctul meu de vedere, ceea ce am simțit eu acolo în 6 săptămâni cât am stat, niciodată nu s-a pus problema ca cineva să piardă un joc. Și la noi, comparând și făcând o analogie între faimoși și războinici, nu s-a ajuns atât de departe. Adică nu s-a ajuns atât de departe la conflicte. Ați avut, da. Cred că cel mai puternic conflict, nu au mers până acolo. Exact, a fost între Musti și mine, atunci când ne-am aruncat niște vorbe grele, dar mai mult de atât, să ne atingem sau să ne și înjurăm, nu s-a întâmplat. Și încă până la reacția lui Sorin, pe care a avut-o referitor la Albert, l-a amenințat că-l bate, la un moment dat, nu, cam asta a fost, a zis că are ceva și dacă ceva de genul acesta. Atunci când Albert a avut acel incident exact. Cu Chitoșcă. Mi se pare o reacție iarăși deplasată în momentul acela, dar la noi nu au fost chiar atât de deplasate cum au fost la faimoși. Bineînțeles, acolo orgolile și personalitățile sunt mult mai puternice decât la noi, pentru că erau persoane publice, iubite de către oameni, iubite datorită meseriilor pe care le aveau și până la urmă mie mi se părea bine, normal să fie acolo așa. Acolo ești doar un concurent. Nu mai ești un cântăreț celebru, nu mai ești un actor celebru. Acolo toți sunt egali, cumva. Nu. Chiar și acolo cu tabăra războinicilor. Normal ca toți să fie egali. Exact. Ar trebui să se plece pe principiul că toți sunt, dar niciodată nu s-a întâmplat asta. Și de multe ori ne spunea și Moro, că Moro era pentru noi gen tatăl nostru, era cel care ținea echipa cât de cât unită și săracul făcea sacrificii enorme câteodată să ne împace și să ne calmeze, să ne... Dar zicea și el, băi, la noi în echipă sunt prea multe orgoli, frate, adică trebuie renunțat. Gata, contează să ai un om din acesta în echipă, să te mobilizeze în momentele importante? Eu mereu am zis că după ce o să pleci, că eu nu-mi doresc să fiu acolo în momentul în care o să plece Moro, pentru că totul o să se ducă, nu o să mai există deloc unitate în echipă. Și mai există? Nu știu. Nu cred că mai există. Din câte ai văzut, poate că nu există, dar la anumite meciuri grupurile s-au strâns așa și au lăsat orgoliile în tabără și au reușit să câștige și să nu existe probleme. Eu chiar am fost la unul dintre meciurile de comunicare de săptămâna trecută și am văzut pe faimoși susținându-se foarte mult între ei. Apropo de ce vorbeam despre lucrurile acestea, că trebuie să existe un om
cel puțin un om care să te ridice în momentul în care ești căzut la pământ. Și mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat în tabăra faimoșilor, ce am văzut la fața locului, că indiferent de problemele pe care le aveau în camp, acolo au știut să se adune și să câștige acea probă. În schimb, în acea zi, în tabăra războinicilor, am văzut foarte multă tristețe, deci nici unul nu se susținea. La jocurile... Și rezultatul a fost de 10 la 3. La jocurile de comunicare, deci din partea noastră mi s-a părut că mereu exista o dorință mult mai mare. Eram toți disperați, eu cel puțin eram disperată să știu ceva. Să știu ce face Dimi, care este aici lângă noi și se plimbă pe aici prin studio, se mai plictisește, ele pentru a doua oară la Wowbiz. Astăzi a fost mai cu minte decât prima oară, iubirea mea. Mai cu mințele, era obosit data trecută. Da, era Majda la fel, era disperată să știe ceva de fetița ei, da. Moro. Noi cred că eram mai mulți cu copii și la faimoși că... și de asta era... Și în declarațiile de după meciuri, atunci exista un respect atât din partea faimoșilor, cât și din partea noastră a războinicilor. Nu epatam niciodată, că tot se folosește, am folosit cuvântul acesta, pentru că știam că, uite, Simo are o frumusețe de copil acasă, Majda la fel, și nu puteam să ne coborâm atât de jos încât să epatăm și să aruncăm cuvinte că de războinici, că noi am câștigat și suntem mai buni ca ei, ținând cont că și noi și nouă ne era dor de familie. Nu, acolo întotdeauna exista un respect când se câștiga jocul de comunicare. În rest de imunitate și de recompensă, lupta era până da, la capăt. Poate că la comunicare situația stătea altfel și aș vrea să îi spun și eu domnului Andrei Cojocaru că au pierdut, care îmi scrie că a pierdut jocul acela când am fost eu, dar au tot câștigat, nu înțeleg de ce vorbești. Eu spun ce am văzut la fața locului, jocul pe care l-am urmărit eu. Asta am văzut acolo. Asta s-a întâmplat în ziua respectivă. Ziua cealaltă, probabil, situația s-a schimbat și lucrurile au stat diferit. Dar... vorbeam în general despre această unitate care există la joc. Contează foarte mult lucrul ăsta și se reflectă în rezultatul de moment. Pentru că am văzut jocuri în care, dacă nu e susținut, nu poți să mergi mai departe. Tu ai fost, Simona, ai avut momente în care aveai nevoie de susținerea de pe bancă și nu a venit? Eu aveam nevoie în care aveam momente în care aveam nevoie să nu-i mai aud. Nu știu cum să. Tu erai invers, nu mai voiai să-i mai auzi. Nu știu cum să mă explic ca să nu fiu înțeleasă greșit, pentru că oamenii oricum vor înțelege. Vor fi cei care vor înțelege și cei care nu vor înțelege. Eu sunt o persoană foarte solitară. Eu, pentru mine, singurătatea e aur. E ador singurătatea. Și sunt atât de obișnuită să fiu singură. Și pentru mine testul suprem la Survivor a fost conviețuirea cu ceilalți, nu? Și de multe ori când plecam la traseu și simțeam nevoie așa să fiu eu cu mine, eu și la sală, știi, îmi pun căștile pe urechi, mereu sunt cu căștile, nu vorbesc, nu aud, nu răspund, nu nimic. Și când se auzea tot zgomotul ăla, hai Simo, hai Mari, hai nu știu ce, hai... Pe mine mă dezechilibra foarte mult și aveam momente când îi mai rugam. Băi, aș vrea, uitați, nimic. Aș vrea la traseul ăsta să fiu așa. Nici nu știam câteodată cum să le zic, să nu mă înțeleagă greșit, știi? Că dacă le ziceam în felul meu mai tranșant de a spune lucrurile, băi, lăsați-mă în pace, nu mai ziceți nimic. Îmi ziceau că ia uite-o și pe asta, că ce are, că iar are toane, că de fapt eu vreau efectiv să-mi fac traseul liniștită. Eu așa funcționez, eu funcționez pe singurătate și pe liniște. Așa funcționez cel mai bine. De tu cu Ali? Eu... Ți-ți plăcea atmosfera, că doar ești cu atmosfera, într-adevăr, dar întotdeauna eu cred, mai ales într-un joc și într-un show ca Survivor, că până la urmă ce cel mai important este calitatea ta sportivă. Pot colegii tăi să te susțină frenetic de pe margine dacă tu nu ai calitățile sportive care sunt necesare pentru acest show de televiziune. Da, la un moment dat când nu mai poți, da, și mai ai nevoie de puțină energie și îi auzi pe colegii tăi, haide că se poate, da, cred că acela este un instinct, da, un zvâc care te ajută. Dar tu dacă n-ai calități, poți să ai un stadion de 100.000 de oameni în spatele tău dacă nu știi să lovești mingea. Despre ce vorbim? Eu cred mai mult în calitățile sportive pe care le ai decât de toate aceste lucruri și de multe ori
încurajări cu un sfert de gură sau cu jumătate de gură. Nu, mulțumesc, adică lasă-mă cu alea, că până la urmă, alerg eu singur, dar bineînțeles, crezi că eu n-am văzut? Asta ziceam, că noi vedeam și gesturile non-verbale. Când mă întorceam și mă uitam la unii din echipa războinicilor, se strâmbau că cine aduceam strâmba? Puncte. E, știm bine că se strâmbau. Sau, uite, îți dau un exemplu pe care nu l-am mai dat până acum. Era un joc în care a venit Andrei de două zile. Prima zi a adus două puncte, două din două. Și a doua zi eram amândoi pe același calapod. Eu adusesem trei puncte, el trei puncte. Și au fost unii colegi care s-a ajuns la ștafetă. Nu-i niciodată. Chiar și acasă când am ajuns mi s-a dat exemplu acesta. Și automat cei care nu voiau ca să mă duc la ștafetă și poate să aduc punctul final pentru că îmi aduceau o anumită faimă din punct de vedere sportiv, au complotat și se vedeau în priviri și spuneau, nu, Andrei pleacă, Andrei. Păi stai puțin, eu sunt mai vechi ca el, v-am demonstrat că până în acel moment eram cel mai constant dintre toți și tu spui că trebuie să plece Andrei. Dar eu fiind așa, mai de echipă, am zis ok, merge Andrei, nu m-am certat niciodată pentru lucrurile astea. Și atunci vezi acele gesturi non-verbale care oamenii de acasă nu le văd. Simți energia aceea că nu-și dorește cineva să mergi tu, chiar dacă tu ești acolo, dacă nu mai mult, pentru că eu deja eram de 3 săptămâni acolo. Și atunci lucrurile astea te șicanează, te supără, mai ales într-o stare de irascibilitate atât de mare. Ești marginalizat la Survivor de colegii tăi? Nu, marginalizat de mult spus, pentru că am declarat public că eu mă retrăgeam. Pentru că mă retrăgeam, eu nu pot trăi în mediu toxic. Adică dacă mie nu-mi face plăcere să stau cu Simona astăzi aici, eu nu veneam. Doar dacă era într-o confruntare. Deci dacă eu nu mă înțelegeam cu Simona și trebuia să avem o confruntare față în față, veneam, făceam confruntarea și plecam. Adică nu era, dar dacă era Simona, nu știu, undeva în oraș și eu trebuia să mă duc acolo, nefiind într-o emisiune, nu mă duceam. Adică nu mă duc în medii unde cred că acele medii sunt toxice pentru mine. Și tocmai din aceste motive eu mă retrăgeam. A venit Albert, după aceea a venit Marilena, după aceea a venit și Roxy la un moment dat, a venit Miaela lângă mine, pentru că eu nu mai puteam să stau în camp și să ascult aceleași povești, oameni care se laudă în continuu. Nu mai puteam. Și atunci m-am retras. Nu mai puteam. De orice exemplu se discuta, ei spuneau în continuare, aveau tot felul de exemple. Și atunci mă durea când vedeam că și din punct de vedere sportiv e slab și tu în continuare spui că ești bun sau nu ți-asumi lucrurile astea. Păi mă terminau lucrurile astea. Băi, da, am pierdut, gata, fără niciun motiv, hai să mergem să vedem ce avem de făcut. Nu, am pierdut că, nu știu, m-a durut umărul, am pierdut că a fost soare, am pierdut că au fost valurile mari. Și asta pe mine mă terminau, mai ales din punct de vedere sportiv. Eu fiind omul care a spus din primul consiliu că la mine sportivitatea contează cel mai mult în acest show. Nu social, nu, sportivitatea. Pentru că ea îți aduce liniște în camp, îți aduce mâncare, îți aduce consiliul de imunitate. Ești spectator. Asta, eu cu asta o să mă duc până la capăt. Și vreau aici să punctez. Pentru că de când am venit acasă s-au scris destul de mult și pe ziare și peste tot și multe comentarii. S-a demonstrat, mai ales în ultimele 3 săptămâni, că nu eu sunt omul care poate să manipuleze o Românie întreagă, cum de altfel tot s-a spus, și aici mă refer la Albert. Poți să deschizi subiectul acum sau o să mă întreb puțin acolo, că nu știu că mai avem din emisiune. Mai avem din emisiune, putem să deschidem. Și apropo de lucrul acesta, vreau să îi rog pe oamenii de acasă să intre chiar acum pe site-ul nostru wowbiz.ro pentru a urmări acest live și acolo. În curând toate live-urile noastre vor fi difuzate pe wowbiz.ro, de aceea vă sfătuim să treceți cât mai repede de pe Facebook pe site-ul wowbiz.ro și să comentați și acolo. Și vreau să discutăm acum acest subiect cu Alin, mai ales că, uite, și mama lui Albert este alături de noi. O salutăm pe doamna Monica. Este aici? Nu este alături de noi aici, prin intermediul comentariilor. Aș fi vrut. O surpriză, eram cel mai bucuros. Doamna Monica, să știți că vă așteptăm aici o proximă ocazie, la fel și pe domnul Oprea. Mi-a făcut mare plăcere să l-am aici în studio. După ultima emisiune de la Teo, în care am spus cât de mult îl iubesc pe Albert și cât de mult îl susțin, toată lumea pe TikTok, pe Instagram, mamă, Simona este îndrăgostită de Albert, sărmâna mamă, socră. Da, vedeți, gata, am aflat. Cine va fi următorul soț, viitorul soț al Simonei, Albert. 8 săptămâni, Albert a ieșit favorit, da? Timp de 8 săptămâni e într-adevăr... consecutiv, după aceea a noua oară a ieșit pe locul 2 și după aceea a 10-a oară a ieșit din nou consecutiv. De 10 ori știam și eu, da.
de 10 ori. Și timp de acele 8 săptămâni, într-adevăr, eu am fost mai vocal pe rețelele mele de socializare și l-am susținut mai frenetic. Și am zis atunci toată lumea, o parte din oameni îmi spuneau că eu manipulez voturile oamenilor. Cum să am eu puterea, Alin de la Cluj-Napoca, care e cunoscut așa de un grup de oameni, să manipuleze o Românie întreagă? Și dovadă de acest lucru, cel mai bun argument sustenabil și solid este că în ultimele 3 săptămâni eu m-am retras puțin, tocmai să fac o balanță între aceste două lucruri. Ce s-a întâmplat? Albert în continuare a ieșit favoritul publicului. Eu nu pot să manipulez pe nimeni, mai ales că acțiunile oamenilor și concurenților de la Survivor se văd la televizor și oamenii deja au perceput anumite caractere care sunt acolo și oamenii au decis cine este favorit, cine este mai puțin iubit de la Survivor, dovadă și toate acele sute de comentarii care se văd pe rețelele de socializare și la voi aici la Wowbiz și la ștafeta mixtă, îți dai seama cine este iubit sau cine nu este iubit. Și asta voiam să punctez și eram dator cu un răspuns lui Cătălin Moroșanu, este în continuare în sufletul meu, pentru că el a fost aici și m-a salutat, îl salut și eu. Și mai spunea lumea că caut scandal și se ies în evidență când îl atac pe Sorin. Eu spuneam doar adevărul. Păi dacă eu căutam scandal, eu știți pe cine îl atacam? Pe cine? Pe Cătălin Moroșanu, nu? E Cătălin Moroșanu, e tata nostru pe care îl iubesc, despre ce vorbim și o spun în continuare. Și atunci este persoană publică iubită de milioane de oameni și dacă căutam să ies în evidență și să fiu aici săptămână de săptămână sau la Teo Show, îl atacam direct pe Cătălin Moroșanu din cauza divergenței pe care am avut-o. Dar nu, niciun caz. Eu doar am comentat ceea ce am văzut la noi în echipă, pentru că e o echipă a faimoșilor. Și iarăși încă un lucru foarte important, Cornelia, pe mine când mă întrebau reporterii despre echipa faimoșilor, spuneam, păi eu trăiesc acolo cu ei să-mi dau seama și să îmi dau cu părerea despre Simona, o dau pe Simona exemplu că este aici. Și eu nu-mi dădeam cu părerea despre ei, dar aminte despre Cătă sau despre cine era. Asta voiam să punctez. Cele două sunt foarte importante. Foarte importante pentru că a venit și din partea lui Sorin, a familiei lui Sorin și vreau să clarific dacă mă văd în acest moment că eu nu pot să manipulez. Da, nu pot să manipulez România, că dacă aș manipula, aș fi fost poate prim-ministru României și aș fi fost în Parlamentul României. Bine, nu poți manipula pe nimeni. Oamenii de acasă văd, îndrăgesc anumite personaje pe care le urmăresc acolo. E adevărat că au existat niște story pe care tu le-ai făcut și de acolo au și pornit anumite afirmații în care îl susțineai așa frenetic pe Albert, dar și Albert a fost foarte puternic din punct de vedere psihic. Și oamenii de aici spun că a rezistat, nu au reușit să-l dobare nici Sorin, nici Statlin, spune doamna Ușca. Poate că nu trebuia să fie doborât. Eu cred că Albert este un tip mai retras, căruia nu-i place să intre în conflicte și care, într-adevăr, ca orice concurent de la Survivor, a avut și perioade mai puțin bune, dar și perioade foarte bune în care a adus multe puncte războinicilor, iar acum văd că este iar pe un val. Da, acum îi merge foarte bine. Puncte. În două zile a adus o puncte. Da, există foarte multe voci care spun că e mai eliberat acum la nivel mental. Este un adevăr acest lucru sau pur și simplu el și-a revenit la forma sportivă pe care a avut-o la început? Acum, în acest moment, eu stau între două doamne, domnișoare, încântătoare, adorabile. Dacă eu vă spun vouă, timp de 5 săptămâni, fiind iubitul vostru, da, ipotetic, ești urâtă, ești urâtă, ești urâtă, ești urâtă, ești urâtă. Tu după 5 săptămâni zici, băi, stai puțin, că arăt eu bine, am pătrățele cum are Simona și așa, sunt o femeie frumoasă, dar dacă tot îmi spune omul ăsta că sunt urât, așa și cu Albert. Nu e bine ce faci, nici social, nici sportiv. Nu e bine ce faci, nici social, nici sportiv. Nenormal să ai o decădere după 5 săptămâni. Și acum, după ce s-a eliberat, pentru că au ieșit din competiție anumiți oameni care erau împotriva lui, uite dovada că a adus 16 puncte în ultimele două săptămâni. Mie mi se pare o logică și cred că și un psiholog ar explica chestia asta mult mai bine decât mine, de ce a avut o perioadă descendentă din punct de vedere sportiv. Nu știu, acum să ne spună și Simona o părere despre Albert, pentru că știu că îl susține și eu cel puțin voi merge până la capăt și îmi voi respecta legământul. Da, mi se pare că, nu știu, au fost, la un moment dat mi se părea că toată lumea l-atacă cumva pe Albert și
atacau și felul lui de a fi retras, felul lui de a fi mai non-verbal, ca să zic așa. Și cred că, într-adevăr, asta a fost problema. De la psihic, pur și simplu, a avut o perioadă de decădere. Acum, rămânând așa mai eliberat, pentru că au plecat unele persoane, și-a revenit. Și-a revenit și... Eu sunt tare curios acum, ei, colegii mei văzând acele emisiuni și stând acasă, eu sunt sigur că ei conștientizează că au greșit. Dovadă că Sorin și-a cerut scuze familiei lui Albert. Este foarte important acest lucru. Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut acolo. Și-a dat seama că nu e bine ceea ce face. Și atunci eu vreau să-l felicit pe Sorin pentru că a conștientizat anumite acțiuni pe care le-a făcut că nu sunt potrivite și cred că acest lucru merită apreciat și cei care l-au hate-tuit până în acest moment pot încet încet să-și schimbe părerea. Eu vă spun sincer și știți bine că eu am fost cel care întotdeauna am fost împotriva lui Sorin. El în viața de zi cu zi este un om fenomenal și tu l-ai cunoscut. L-am cunoscut. E cu simțul umorului dezvoltat. Poți să dai o tablă cu el, da. Adică eu când table cu ghilimele, că noi ne-am făcut, s-a dat la televizor acele lucruri, că am făcut niște table improvizate, noi ne-am spus așa, Sorine, vezi că noi la table mai înjurăm, mai scoatem niște și zic, ne permitem acest lucru, mai ales că amândoi am jucat fotbal, că multă lume nu știe, că tot auzeam și pe domnul Dan, fotbalistul Sorin, eu am jucat fotbal în divizia B. Adică cred că sunt mai fotbalist ca Sorin, acum chiar fără lipsă de modestie. Și atunci vorbeam între noi, băi, amândoi am jucat fotbal, ne juram. Și atunci el spune, da mă Alina, hai să, știi? Adică era omul care, cu care puteai să-ți petrești timpul. Adică la un grătar și la o ieșire, Sorin este fenomenal. Dar probabil de aceea avea și foarte multe persoane lângă el în această perioadă, pentru că este un tip comunicativ, un om spiritual, sau cel puțin așa cum l-am văzut eu în Republica Dominicană, un om diferit și un om care își poate atrage de partea lui foarte multe persoane când ai un astfel de comportament. Cornelia, deci... Dar tu spui că are calități, dar partea sportivă la el e foarte important l-a atras să mai în jos. El are calitatea de a atrage oamenii lângă el, fiind un caracter frumos, dacă vrea. Dacă vrea. Aici e problema lui. Deci el poate să fie un caracter frumos. Nu știu de unde a început să meargă așa pe marginea drumului. Pentru că el poate să aibă un caracter frumos. Și sunt sigur că cineva mă urmărește, poate chiar și el acum din Republică sau de unde e. Eu îmi doresc ca să mă întâlnesc cu el, să vorbim și să dezvoltăm toate subiectele pe care le-am avut. El a fost primul nominalizat în competiție. Da, de către mine. De către tine, da. De acolo au pornit problemele voastre. Dacă n-ar mai trăi în trecut Sorin, și cred că și acest lucru l-a dezvăluit, că avea o problemă că trăiește în trecut, o să fie doar în avantajul lui. Și eu i-am spus acest lucru și personal. Și ceea ce m-a supărat și o să-i spun, dacă vom avea un dialog... Să sperăm că veți fi față în față aici pe canapeaua noastră de la Omis, de la Eu mă duceam la interviuri și spuneam, Sorine, contrar tuturor divergențelor dintre noi, să știi că eu n-am spus niciun lucru urât până în acest moment de tine la interviuri. El mi-a confirmat la fel. Și la marea surpriză pentru mine a fost când am ajuns acasă și am văzut toate interviurile referitoare la mine. Nu știu, m-a dezamăgit. Adică dacă ești bărbat, cum tot spunea că e bărbat, spune-mi, da, Aline, eu am vorbit urât despre tine. Mai ales în discuțiile pe care le avea și cu Musti, cele când apăreau amândoi într-un interviu și discutau despre mine. Acele lucruri pe mine m-au supărat, văzând că tocmai din această cauză spune lumea, da, Aline, n-ai spus nimic. Când ai venit prea tată la o emisiune, ai zis că nu o să vorbești despre nimeni. Așa este. Dar după ce vezi acele lucruri de care... Eu nu știam, e normal ca să-mi spun părerea, ca să nu par că nu am curajul și responsabilitatea de a mă confrunta cu oricine de acolo. Foarte tare. Uite, doamna Ioana Nedelcu spune, te întreabă dacă accept să vin într-o emisiune cu Sorin. Eu cred că deja există răspunsul afirmativ din partea ta. Eu accept să vin într-o emisiune nu doar cu Sorin, să fie și Musti, și Sorin, și Starling, și eu pe partea stângă, singur. Dar eu știți cum o să vin într-o emisiune? Cu câștigătorul acestei competiții, cu Albert. Abia aștept. Uite, cine știe, vom vedea, sunt foarte mulți favoriți ai publicului și am văzut că în tabăra faimoșilor s-a schimbat liderul. Albert a bătut recordul, a întrecut-o chiar și pe Elena, câștigătoarea de anul trecut, care a ieșit favorită de 9 ori.
Da. De 10. De 10. Adică de 10, e... da. Până acum, în ultimele săptămâni și în tabăra roșie a fost Zani cel ales. S-au schimbat lucrurile săptămâna trecută când Ștefan a fost favoritul publicului. Vezi, asta spuneam, că Survivor îți poate aduce surprize și să vezi la un moment dat și alți concurenți noi sau vechi care să fie pe primul loc al clasamentului. Da, bineînțeles, să nu uităm totuși că, mai ales la faimoși, s-a plecat și cu, și cu un anumit public de acasă. Da, exact. E adevărat, cu un avantaj. Cel mai mare exemplu este Jador, care dacă... Exact. Deci ceilalți au ieșit preferați doar când nu era Jador în competiție, în rest era doar Jador. Adică el deținea monopolul. Drept dovadă se știe că el este foarte iubit de acasă. Adică mai existau câteodată discuții că, băi, nu există așa ceva, că ține doar de publicul pe care ți-l faci tu în competiție, că nu contează publicul cu care ai venit de acasă. Nu există așa ceva. Contează și publicul cu care ai venit de acasă, dar contează și ce faci în competiție. Survivor-ul și eu, prin experiența pe care am avut-o în acest show, ștafeta mixtă, pe care îl fac de la sezonul 2 de Exatlon, știu foarte clar că dacă nu ești bun în competiție, indiferent care este numele tău, ești scos afară pe ușa din dos, poate. În cazul lui Jador, el l-a și demonstrat că este bun pe traseu și și-a atras și alt public pe care probabil nu-l avea înainte de Survivor. Da, la mine nu știu, nu se prea apupă unele chestii. Uite, de exemplu, Ana, cea mai bună fată din Survivor, în momentul în care este a ieșit, un argument foarte bun și pe care nu o băta nimeni pe Ana. De ce a ieșit Ana din competiție? Pe bune, deci pe oricine, era Ana, Ana era cea mai bună când a ieșit. Da, Ana poate era cea mai bună în competiție, dar poate... Nu a avut public de acasă, Ana nu a plecat. Nu neapărat, dar poate și publicul ți-l face acolo. Albert nu a avut public de acasă, dar uite ce public are, dar este în tabăra cealaltă. Eu mă refer la faimoși și am și zis de la început, mai ales în echipa faimoșilor, a contat foarte mult publicul cu care plecat. Sunt total de acord și eu, da, da. Da. Și atunci, iar de ce războinicii? Ana nu avea public în momentul în care a intrat în competiție, dacă stăm să ne gândim așa, sau alte persoane care aveau o valoare. Simona, că avea de ce public, a ieșit? Dar a ieșit, de ce a ieșit dacă Amna era bună din nu mă refer la Ana, mă refer la Amna, de exemplu, la Costioniță. Ambii au intrat cu un capital de imagine uriaș. Eu nu cred că publicul Amnei și al lui Costi se uită la Survivor. Nu e un argument, Simona. Păi nu ne batem cap în cap. Unii au intrat cu public, alții au intrat fără public. Adică eu cred că trebuie și să faci ceva în competiție. Nu trebuie să fii doar Jador și să nu faci absolut nimic și să te voteze lumea. Da, Jador într-adevăr a și făcut ceva în competiție. A avut foarte multe meciuri câștigate. Iar unii sunt mai carismatici, alții mai puțin carismatici pentru un public. Survivor nu este doar o competiție sportivă. Este până la urmă și un show de, un show de televiziune în care oamenii te plac sau nu te plac. Sau te plac mai mult decât pe un alt concurent votat. Da, dar contează. Deci nu, contează foarte mult și cel puțin... publicul cu care eu zic că acasă. Dacă Jador nu se accidenta. Da, nu ieșea niciodată, ieșea nu ieșea niciodată câștiga. Câștiga Survivor detașat. Sunt total de acord, da. Da, 100%, da, nu. Dar la ceea ce a suferit Albert, eu tot îl aduc în discuție, cred că el a dovedit și din punct de vedere psihic că este un bărbat din toate punctele de vedere, chiar dacă are 24 de ani, și plus ceea ce a demonstrat din prima zi din punct de vedere sportiv. Tocmai aceste două argumente îl duc spre marea finală, adică ești acolo. Îl duc pe Albert spre marea finală. Astăzi eu am fost un pic mai pacifist, am încercat să fiu și de partea concurenților care nu sunt aici în competiție. Vreau să le spun celor de acasă care m-au acuzat că nu sunt imparțială și am pus cumva pumnul în gură Simonei să nu mai vorbească despre Culiță sau despre Elena. Eu vreau să le explic faptul că sunt un moderator și trebuie să fiu cumva la mijloc între ceea ce se întâmplă în competiție. Dacă ei nu sunt aici în studio să se apere, pot fi cumva eu vocea lor, dar eu am un respect deosebit pentru toți invitații noștri și în special pentru Simona, pe care am avut-o aici de nenumărate ori, la foarte multe emisiuni. Da, și bineînțeles, și va veni și Culiță la un moment dat și automat va avea și el punctul lui de vedere, ceea ce este corect, va ieși și Belena și Albert și toată lumea, și ceea ce este normal, dar fiecare va avea și cel mai probabil că punctele noastre de vedere nu vor coincide. E adevărat. Haideți să vorbim mai frumos, așa, cumva, despre concurenții de la Survivor.
Așa am zis eu astăzi, că da, astăzi am venit cu un bai din Republica Dominicană. Simona și eu chiar am vorbit frumos. Ați vorbit foarte frumos și chiar mă bucur. Eu am venit cu un alt vibe din Republica Dominicană și chiar vreau să-l salut pe doctorul echipei, pe tata Teo, care este o persoană fabuloasă, extraordinară. Mi-e tare dor de domnul doctor. A fost un om special pentru mine acolo în Republica Dominicană și sper să ne revedem curând. Întotdeauna el a fost alături de ștafeta mixtă și în special de concurenți, de pe toți concurenții. I-a salvat în anumite momente delicate. Da. Am vrut să îi transmit așa un mesaj, sper să mă audă de acolo din Dominica. Doamne, eu îmi aduc aminte că mă rugam de el, plângeam și îl imploram, lăsați-mă să intru pe traseu când eram cu piciorul, că eu ziceam eu pot și îmi zicea, Simona, nu, eu nu pun nimic mai presus decât sănătatea ta, nu mă fă să te trimit acasă. E un om extraordinar. Exact, da, confirm. Domnul doctor Teo este extraordinar. Nu ar fi la fel fără el acolo. Și te liniștește venind cu absolut toate motivele ca să-ți dea speranțe că indiferent ce ai, tu poți merge mai departe. Poți merge mai departe, bineînțeles, ținând cont de 2-3 zile de repaus cât era necesar pentru a reveni în competiția Survivor. Foarte frumos. Și dacă tot ai pomenit puțin mai devreme de Sorin și de faptul că ai apreciat la el în ultima perioadă faptul că s-a schimbat, aș vrea să vedem câteva imagini cu plecarea lui din competiție. Felul în care a părăsit Survivor România din cauza unor probleme medicale și apoi e revenit. Această seară însă am o serie de vești mai puțin plăcute. Iar una dintre ele privește un membru al echipei războinicilor. Așa cum o spunem de fiecare dată la Survivor, sănătatea este pe primul loc pentru noi. Sorin, ai avut o accidentare care te-a ținut pe banca războinicilor vreme de 3 săptămâni și ai avut nevoie de investigații medicale suplimentare. În urma ultimului set de analize, medicii au luat o decizie în ceea ce te privește pe tine. Decizia medicală este că pentru tine, Sorin, din păcate, Survivor România se oprește în această seară. Cumva mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele. E destul de grav față de ceea ce gândeam eu că aș putea să am la genunchi. Sunt foarte multe probleme la genunchiul meu. În stare să risc piciorul pentru echipa asta, pentru cei care au avut și au încredere în mine, meritau să mă vadă în continuare pe traseu, cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Dar în același timp mă gândesc și la cei apropiați. Sunt sigur că dacă aș fi vorbit cu ei, cu toții mi-ar fi spus, vino acasă, nu-ți risca sănătatea, pentru că sănătatea este pe primul loc.
ce pot să spun este că, așa cum am zis din prima zi, știu că m-ai întrebat care e scopul meu aici și am spus că nu mă interesează finala, mă interesează experiența, mă interesează fiecare secundă ce se întâmplă aici și m-am bucurat de fiecare secundă. Am luat foamea într-un mod pozitiv, am luat dorul de casă într-un mod pozitiv, totul pentru mine a fost pozitiv. Am reușit să fac haz de necaz, niciodată umorul n-a dispărut. Mi-e foarte greu să vorbesc acum. Din echipa mea am rămas doar doi, va rămâne unul singur. Am fost un om bun întotdeauna și voi fi un om și mai bun de acum înainte. N-am vrut niciodată să arăt ceva rău aici, n-am vrut să fiu un om rău. Întotdeauna mi-a plăcut corectitudinea, am fost un om corect și acasă și oriunde eram implicat, inclusiv aici. Dacă am spus ceva, am spus că am simțit-o, niciodată nu voi retrage ceea ce am spus. Am înțeles, Sorin, înainte să ți-ai rămas bun de la coechipierii tăi, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte despre parcursul tău la Survivor. Așa cum spui și tu, alături de Albert, faci parte din linia de start a echipei războinicilor, mai sunt 4 faimoși. Ai reușit să aduci toate cunoștințele tale, un spirit critic, așa cum spui și tu, câteodată a adus dialog în echipă, câteodată a adus dialoguri aprinse aici în Consiliu, însă pe trasee ți-ai susținut echipa, v-ați motivat unii pe alții cu Albert, ai reușit să găsești totuși un culoar de fiecare dată, chiar și fizic sunteți acolo unul lângă altul și închei cu fruntea sus, iată, această competiție, dar pentru tine Survivor România se oprește în această seară. Pentru mine, capitolul Survivor s-a încheiat aici. Nu voi merge acasă să trăiesc tot în Survivor. Voi începe viața reală. Ai văzut plecarea lui Sorin din competiție. Cum ți s-a părut? Ai lăsat deoparte toate orgoliile? În momentul când un om este jos, și mai ales când este jos din punct de vedere a sănătății, mă refer că are probleme cu genunchiul, eu niciodată nu-mi stă în caracter să-i dau ultima lovitură. De aceea eu chiar cred că Sorin a ieșit din punct de vedere medical, pentru că dacă nu era în continuare în acest concurs. În al doilea rând, îi doresc însănătoșire grabnică și îi spun cu toată sinceritatea și ceea ce e încă un lucru de apreciat la el este că Sorin niciodată nu-și arată slăbiciunile. Chiar dacă îi era dor de casă și era foarte dor de iubita lui și de familia lui și mai ales de fratele lui, dacă suferea de foame, nu arăta și într-adevăr îl cred pe cuvânt când spune că scotea doar lucrurile pozitive din aceste suferințe. Asta înseamnă că ai o calitate. Și da, la mine orgolile deja s-au încheiat. Știi ce mai îmi doresc? De la distanță cu Sorin, nu că îmi doresc. Mi-ar plăcea pentru că amândoi noi tot timpul aduceam în discuție de cât de bărbați suntem noi doi că ne vorbim în față. Și atunci, mie mi-ar plăcea, pentru că amândoi suntem bărbați și chiar cred că suntem bărbați, să ne mai vedem undeva, să discutăm toate aceste lucruri aici la tine, Cornelia, și după acea emisiune eu o să pot să fac acest lucru. Dacă am făcut-o cu Moro, o fac și cu el, să ne strângem mâna și de acolo încolo să nu mai vorbim unul de altul din punct de vedere negativ. Eu asta îmi doresc și mi-ar plăcea. Dacă și el consideră de cuvință că e bine ceea ce spun, cu atât mai bine. Și să ne întâlnim și să mergem toți la Vama Veche, cum am stabilit că vom merge acum vara aceasta, și să servim o bere, să mâncăm ceva și să facem haz de necaz din toate aceste lucruri. Inclusiv s-a terminat Survivor-ul acolo în Dominicană, exact. Lucrurile ce a fost aici acolo în a fost o luptă, pentru că până la urmă este o luptă pentru un premiu consistent, este o luptă de supraviețuire, ce a fost acolo a fost acolo și aici ce este aici este aici și să putem să trecem peste aceste lucruri. Asta este părerea mea. Acum vom vedea ce se întâmplă și din punctul lui de vedere. Eu abia aștept să vedem care vor fi reacțiile lui. Dacă va fi indiferență, e băiat inteligent. Sorine, unde ești? Dacă vei fi indiferent la tot ceea ce am spus eu și am făcut, că am fost vocal,
te aplaud de pe acum, că asta este reacția cea mai bună. Dacă e să ne întâlnim și să vorbim și pe, pe acea nișă, te aplaud și te respect, să știi, pentru că atunci vom da dovada amândoi de bărbăție. În ambele cazuri, tu vei ieși bine, să știi. Crezi că ți-ai atins obiectivul după ieșirea din competiție și știi la ce mă refer? Obiectivul meu este până la capăt. Până nu-l văd pe Albert cu trofeul, nu mi-am atins niciun obiectiv. Obiectivul meu nu a fost... Uite și Timi da. Zâmbește și el. Obiectivul meu, Cornelia, nu a fost să iasă Sorin chiar dacă așa pare. Nu, obiectivul meu e să-l duc pe Albert până în final. Și așa voi face. N-a existat o săptămână de când am ieșit să nu-l pomenesc pe Insta Story pe Albert și să-l susțin până la capăt. Și așa voi face. Pentru că un legământ, și v-am zis că o să-l dezvăluim împreună pe această canapea alături de tine, trebuie respectat. Și Albert va spune acel legământ pe care l-am făcut în pădure când plângeam amândoi unul în brațele altuia. Deci noi suntem atât de apropiați și am fost atât de apropiați încât, ți-am zis, mergeam amândoi noaptea în mare, făceam baie împreună, ne spălam, ne ajutam să nu se interpreteze, da? Că s-a mai interpretat și cu cina romantică și ne spuneam păsurile. El vorbea cu tatălui pe plajă undeva la 10 metri, eu cu Didina și după ce vorbeam amândoi fiecare pe cer, așa ne uitam în sus, ne uneam amândoi și vorbeam împreună despre ce am vorbit cu familia noastră. Ce poate, mie mi se scoală pielea pe mine, ce poate fi mai frumos decât atât? Și un băiat cu bun simț, adică eu când eram vulcanic, ca și Simona, că noi suntem fir vulcanice, dar în sinea noastră suntem oameni foarte buni, dovadă ce va face și Simona în data de 1 iunie pentru toți copiii, o să vă povestească ea puțin mai târziu, așa, el spune, Aline, stai liniștit că îți iasă dermatita, știi, eu de la nerv mai mi-a așa o dermatită, o recunosc, o spun în fața publică, și spunea, vezi că îți iasă dermatita, Aline, și n-ai creme la tine în Dominicană, chiar nu l-aveam, chiar mi-era groază la un moment dat că o să fiu tot roșu, așa, că, și zic, bine, Albert, lasă, Aline, că e bine, așa, du-te mai departe. Deci ăsta e Albert și atunci cum să nu-l iubești și cum să nu-l susțin dacă e și bun sportiv? Și am văzut că și-a găsit iubită. Am văzut pe Instagram. Stai că stai geloasă, stai puțin. Dar am văzut promo, da. Am văzut un promo din această seară, de la orele 20, pe Maria, la canal D, puteți vedea ce se întâmplă cu Albert în competiție. La televizor se vede că a sărutat-o. Acum nu știu dacă e adevărat sau nu. Eu i-am spus, Albert și Maria, bine, dacă relația continuă, dacă au o relație, în două ipostaze mă puteți găsi. Cea de organizator de evenimente, dacă fac meseria asta de 15 ani la Cluj-Napoca, și cea de-a doua, de naș. Orice e bine pentru mine. De acum mă cer. Deci nu m-am cerut ca naș, chiar dacă am niște fini și pup pe Andra și pe Vlad. Și apropo, o mică paranteză. Ha. Te salut, Andrei Pascu. Punct. Am încheiat. Așa că tot îmi spune să salut când mă duc pe la televiziune. Zic, băi, nu se face să-l așa. Salutăm pe Andrei Pascu. Să-l salutăm pe Andrei Pascu. Uite, toată lumea îl salută așa. Pe Andrei. Și în cele două ipostaze, Cornelia. În cele două ipostaze. Dacă e Simona. Acum trebuie să-și dorească și Simona. Eu cu drag, dar mai repede ar fi nașa mea Simona decât eu nașul ei. Eu pe Albert îl văd, nu știu cum să vă zic, ca pe un copil. Da, e un copil. E un copil pe lângă mine, că sunt mai matură decât el. Dar așa îl văd, este o dualitate în el, că e atât de puternic, dar este atât de... e un copil atât de puternic. E incredibil ce ființă minunată e Albert. A și demonstrat în competiție că e puternic, chiar dacă poate este mai mic ca și vârstă. Și tu ai fost percepută frumos de oamenii de acasă. Alexandra Zanfir spune despre tine, Simona, că ești cea mai realistă. Bravo, fată! Sunt comentarii pozitive și pentru tine și pentru Alin. Mă bucur că sunt așa, pentru că eu, repet, sunt un om mai pacifist și... îmi place lupta doar în competiție. Da, ceea ce ar fi, na, și normal, știi, luptele să fie doar în competiție, doar că, vezi, așa suntem noi oamenii, ne mai lăsăm duși de val și, Și să fiu complementar cu Simona, cum am zis și puțin mai devreme, într-o astfel de competiție, eu cred că ar trebui ca să păsuim anumite lucruri dacă nu se depășește bariera, da? Dacă nu se depășește bariera. Și dovada este că virulă colegii mei, Stalin și Maria, cu care nu am avut relații foarte bune și mostii, au făcut un grup al războinicilor pe WhatsApp. Sincer, nu m-am așteptat niciodată să fiu introdus în acel grup. Și uite că au făcut-o.
pentru acest lucru îi respect, îi aplaud și chiar le mulțumesc. Nu intru eu în foarte multe discuții acolo, recunosc și sunt dovezi acolo. Și pe această cale, apropo, ieri a fost ziua lui Musti, dovadă la că noi avem suflete Musti. La mulți ani, Musti, la mulți ani. Și chiar dacă am fost în București, ieri seară nu mi-am permis să vin la tine la ziua, chiar dacă ne-ai invitat pe toți, că încă mai avem rețineri. Dar pe viitor vor trece și pe aceste lucruri. Pe mine nu m-a lăsat Dimi. Musti n-a mai ajuns. Deci uite, și uite, vezi, știa și Simona. Pe mine de nu m-a lăsat Dimi, a zis da. Că nu mergem nicăieri. Anul viitor. Anul viitor, uite, și Alin va fi prezent la ziua lui Musti și Simona. Simona, care are de anunțat niște lucruri foarte frumoase. Știu că pe 1 iunie ai un eveniment important și nu vreau să plecăm din această emisiune fără să vorbim despre el. Da, să vă spun repede așa câteva cuvinte despre cum s-a ajuns la eveniment. Acum 7 ani, împreună cu un prieten, cu Răzvan, am înființată o asociație, Together for Humanity, asociație care a pornit din, efectiv, dorința noastră de a-i ajuta pe ceilalți, noi între noi. A fost o chestie de grup în care ne strângeam de Paște, de Crăciun, de 1 iunie și să ajutăm pe cei mai nevoiași. Ulterior, am reușit să o transformăm într-o adevărată organizație care construiește oameni pentru construiește adăposturi pentru oamenii străzii. Săptămânal avem 40 de persoane la care mergem cu mâncare. În pandemie am dus 2000 de calculatoare către copiii nevoiți să învețe de acasă. Iarăși de Paște am reușit să ajungem la 800 de copii din familii nevoiașe din 5 spitale din România cu pachete, cu jucării, cu așa. Iar pe data de 1 iunie vreau să vă spun că Together for Humanity, adică organizația noastră, va organiza o petrecere pentru 220 de copii din familii defavorizate, din centre de plasament. Această petrecere va fi undeva lângă Călăraș. Vom avea pizza, vom avea teatru de păpuși, vom avea pictură pe față, vom avea foarte multe cadouri pentru acei copii care până acum poate nu s-au bucurat de 1 iunie. Cu toții știm, să ne aducem aminte când eram copii, era ziua copilului, ziua noastră, aveam acele emoții, așteptam de la părinți să ne vină cu cadouri, așteptam de la toată lumea. Ei și acești părinți către care noi ne-am îndreptat, ei nu au bucuria unei familii, nu au bucuria de a primi ceva de la familiile lor, așa că noi vrem să ne transformăm în părinți pentru ei și să aducem bucuria în casele lor, iar pentru toți oamenii care ar dori să se implice în acest minunat proiect, poate să doneze în conturile asociației sau să ne ajute cu jucării noi, cu alimente, cu orice s-ar putea duce către acei 220 de copii. Efortul financiar, bineînțeles că este unul foarte mare, noi dăm cât putem, dar ne-ar ajuta și ceilalți. Așteptăm, pot să-mi scrie oamenii, să-mi scrie în privat, pe Facebook, să-mi scrie pe Instagram, să intre pe Together for Humanity, acolo este contul asociației unde se poate dona. Și vreau să mă mai spun că cei care doresc să fie alături de noi pe data de 1 iunie, voi fi eu, va fi Dimitrie, poate va veni și Alin, poate să vină cu noi la petrecere alături de cei 220 de copii. Va fi un eveniment minunat. Știi ce te rog eu, Simona, și iartă-mă că intervin, să le spui oamenilor suma, bărbatul sau femeia care va dona cea mai mare sumă va putea ieși cu tine la o cină sau cum a fost provocarea ta pe Instagram? Provocarea mea a fost, da, într-adevăr, bărbatul care va dona cea mai mare sumă către organizația Together for Humanity va putea ieși cu mine la o cină. Eu sunt recunoscută în mediul online pentru faptul că mereu spun nu la toate întâlnirile și prefer să fiu așa singură, cum am mai spus. Dar da, de data aceasta voi ieși cu mare drag la o cină cu cineva care va dori să se implice în această petrecere și îl vom lua cu noi și la
alături de copii. Ce frumos, Simona. Sunt niște gesturi incredibile pe care le faci și pe care oamenii de acasă trebuie să le știe. Mă bucur din suflet că te-am cunoscut ca persoană, că ai venit din nou la noi în emisiune. Te mai așteptăm, Survivor-ul mai are încă multe episoade, la fel și pe tine, Alin. Te așteptăm și în compania celor cu care poate tu nu te-ai înțeles foarte bine în competiție, dar aici poate vă veți spune lucrurilor pe nume și lumea și cei de acasă vor înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat acolo în Republica Dominicană. Sper să aveți zile frumoase și să vă implicați în cât mai multe ceva, momente importante. 30 de secunde doar. Eu pe toți prietenii mei de pe Instagramul meu, Alin Sălăjan, și mai ales pe clujeni, invit pe Instagramul Simonei să ceară toate aceste informații despre acest eveniment și să doneze și să arătăm tuturor că Ardealul e Fruncea, da? Și cu ceilalți concurenți cu care am avut divergențe, Alin Sălăjan, îngroapă securea războiului și dacă vor dori să continuăm relațiile, cu atât mai bine. Ce frumos! Ce frumos, da! Nu? Foarte bine! Până la urmă, Survivor-ul este o competiție, nu un show. E o competiție între oameni adevărați. Pentru mine, toți sunt egali și îi respect pe toți, mai ales când am văzut acele condiții de acolo din Republica Dominicană. Este un act de curaj să te duci acolo. Vă mulțumesc și dumneavoastră că astăzi ați fost alături de mine. Îmi pare rău că împreună cu Alex nu am fost nici de data aceasta. Am fost din Republica Dominicană eu, a fost el singur aici pe canapea. Din motivele pe care vi le-am spus la începutul emisiunii, Alex are un deces în familie, nu a putut fi prezent, dar sper de săptămâna viitoare să refacem ștafeta mixtă și să venim aici în fața dumneavoastră cu foarte multe informații noi de acolo, de la fața locului. Vă mulțumim mult de tot și să aveți o seară frumoasă!